Ei bine, după atât de mult timp, pot să zic în sfârșit ce film bun legat de un film din 2020. Ei bine, cred că n-am mai zis asta de la Tenet, Gentleman sau The Devil All the Time încoace. Ceea ce știți foarte bine că a fost acum mult, mult, mult timp în urmă, dar în sfârșit l-am găsit. Am găsit acel film din 2020 care ar fi intrat, și o zic acum, ar fi intrat în top 3-ul topului din 2020, ar fi fost cel mai probabil pe 3 după Gentleman și Tenet. Și este un film pe care evident că nu l-aș fi văzut sau mai degrabă un film pe care aproape nimeni nu l-ar fi văzut dacă n-ar fi fost tot bazul legat de apariția sa sau nominalizările sale la Oscaruri. Pentru că astăzi vorbim despre a doua colaborare cinematografică dintre Thomas Vinterberg și Mads Mikkelsen, un nou film cu Mads Mikkelsen, un film danez și un film senzațional de bun pe numele său Another Round sau Druk. Godt spørgsmål er, hvad der i virkeligheden er for noget. Der findes en norsk filosof, han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør. Ei bine, am văzut filmul chiar astăzi la ora la care filmez această recenzie, pentru că s-au redeschis după atât de mult timp și la noi în sfârșit cinematografele și evident că trebuia să merg să văd un film, deși nu au apărut cele mult așteptate, cum ar fi A Quiet Place 2, cum ar fi Cruella și multe, multe altele din această perioadă, dar trebuia să merg la cinema, nu aveam cum să nu merg zilele acestea și ce film mai bun de văzut decât Another Round, pe care, dacă tot aveam ocazia să-l văd la cinema, pentru că știam că o să fie cam de o lună și ceva încoace, am zis hai să nu-l văd pe net și să-i dau o șansă la cinema, pentru că după tot bazul acesta cu apariția asta la Oscaruri, trebuia să fie ceva de filmul ăsta. Ei bine, ăsta este genul de film care îți va da acea stare extrem, extrem de bună, care îți va face ziua, practic. Este acel gen de film pe care mulți, nu neapărat că nu o să-l înțeleagă, dar nu o să-l guste. Pacing-ul este, pentru mulți, înțeleg că este dificil sau că este aproape imposibil de văzut sau de dus până la capăt un film de 2 ore ca acesta. Dar vă asigur că dacă îi dați timp, pentru că începe destul de greu și veți vedea chestia asta, este un film extraordinar de bun. Este o poveste extraordinar de bună și o, per total, o poveste frumoasă. Cum am zis mai devreme, este a doua colaborare dintre Thomas Vinterberg și Mads Mikkelsen și dacă nu mă înșel, Vinterberg a mai lucrat și cu alți câțiva actori din acest film la alte proiecte, dar cel al proiect al lui Vinterberg și Mads Mikkelsen a fost The Hunt, care este unul dintre cele mai bune filme cu Mads Mikkelsen, iar acest Another Round sau Druk este la fel unul dintre cele mai bune, atât pentru Thomas Vinterberg, cât și pentru Mads Mikkelsen și cam toți ceilalți actori din acest film. Ei bine, înainte de a intra în aspectele pozitive ale filmului, pentru că nu o să vorbim despre niciun alt aspect negativ, oricum l-am zis deja, este pacing-ul, care este un aspect negativ pentru unii. Eu personal n-am avut nicio problemă cu asta, deși, da, în unele momente a fost destul de slow. Dar hai să vorbim despre povestea din spatele acestui film înainte de a intra în bilele sale albe și negre. Pentru că scriptul original pe care l-avea în plan Vinterberg trebuia să fie adaptat într-o piesă de teatru, după care fiica sa i-a recomandat sau i-a sugerat să facă un film, iar ea avea să joace rolul secundar, rolul fiicii lui Mads Mikkelsen, iar la doar câteva zile după începutul filmărilor a murit într-un accident de mașină și de atunci regizorul Thomas Vinterberg s-a hotărât să schimbe cumva întreaga poveste a acestui film. Și da, este destul de trist că s-a vorbit atât despre întreaga poveste din spatele lui Snyder Cut și tragedia lui Zack Snyder, iar acestui Another Round nu i s-a acordat mare atenție sau aproape nimeni nu s-a documentat și în spatele filmului. Iar după acest eveniment, Vinterberg și-a schimbat practic întreaga percepție legată de acest film și se transformă dintr-o celebrare a alcoolului, pentru că știm foarte bine că alcoolul este sau face parte din cultura daneză, e bine, se transformă dintr-un film ce avea să celebreze alcoolul, se transformă într-un film ce are să celebreze până la urmă viața în sine și practic să schimbe total atât tonul filmului cât și multe, multe alte aspecte. Ei bine, deși este un film care la final s-ar putea să ți se pară trist sau per total povestea să fie una nu foarte fericită, vă asigur că acesta este filmul din 2020 la care am râs cel mai tare. Și sunt momente în care nu se vrea face neapărat o glumă, dar
suntem într-un context amuzant și pur și simplu nu ai cum să nu râzi în acele momente. Și este, cum am zis mai devreme, un film de stare. Este un film ca și Bird, de exemplu, cu Bradley Cooper, pe care l-am văzut zile trecute. Este un film care pur și simplu după acele 2 ore jumate, cât durează, îți va da o stare excepțională. Este un film care îți va face ziua mai bună și un film cu niște performanțe actoricești senzațional de bune. Îl avem în primul rând, evident, pe Mads Mikkelsen, despre care știm foarte bine că este un actor extrem de bun, dar deși în ultimul timp nu l-am văzut în cele mai strălucite filme, este în continuare un actor, din punctul meu de vedere, excepțional de bun. Însă, cred că în acest film nu s-a acordat absolut deloc atenție celorlalți 3 actori secundari, pentru că veți vedea, în acest film este vorba de 4 prieteni, 4 profesori care sunt practic cei mai buni prieteni, iar toți ceilalți trei actori secundari fac o treabă aproape, dacă nu chiar la fel de bună ca Mads Mikkelsen. Și la fel, unii dintre ei au mai lucrat cu Thomas Vinterberg în trecut și cred că tuturor celorlalți trei trebuie să li se acorde un merit egal ca cel care îi se acordă lui Mads Mikkelsen. Iar după câteva ore după ce am vizionat filmul, am realizat că acesta este genul de film care va fi perceput altfel de către fiecare persoană în parte și va fi înțeles în funcție de experiențele personale a privitorului. Este genul acela de film. Așa că una peste alta, Another Round este un film care a meritat 100% Oscarul de cel mai bun film străin al anului 2020. Și este un film pe care, dacă încă nu l-ai văzut, ei bine, acum ai ocazia să-l vezi la cinema și te sfătuiesc sau cred că ar trebui să-l vezi la cinema. Dar din nou cu mențiunea că nu este un film pentru toată lumea. Este un film destul de greu, este un film danez, deci din nou poate să te deranjeze limba, dar este un film care îți va face din nou ziua mult, mult mai bună. Ei bine, practic încheiasem recenzia, dar am simțit nevoia să fac această adăugare sau acest clip de încheiere, pentru că da, Another Round face parte din acea categorie de recenzii. Știți deja cum se numește, nu mai este nevoie să o spun deja, deoarece acest film nu doar că este cel mai bun film pe care l-am văzut în 2020, pentru că da, am avut destul timp să mă gândesc la asta după ce am făcut recenzia. Știu că recenzia am zis că ar fi fost probabil pe locul 3, dar sunt mai mult ca sigur că acum îl văd pe primul loc și va rămâne așa pentru foarte, foarte mult timp de acum încolo. Deci, din nou, Another Round face parte din acea categorie de filme pe care de obicei evit să le recenzez sau să discut despre ele, deoarece simt că oricâte laude le-aș aduce, n-ar fi destule. Și da, știu că am uitat să zic în recenzie și tocmai de-aia o zic acum. În acest Another Round, eu personal am avut parte de una dintre cele mai bune scene de final pe care le-am văzut vreodată. Așa că din nou a fost mai mult o discuție sau o recenzie din inimă, dacă vrei. Și ca de fiecare dată, mult sens pentru vizionare și ne vedem data viitoare. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life.